Bun găsit, dragii mei, să avem o zi magică, minunată, așa ca voi. Haideți să vedem care este mesajul magic pentru astăzi, ce extrag eu astăzi și anume, deja știi. Deci orice întrebare aveți, nu mai căutați răspunsul pentru că deja știți, dar poate că nu vreți, nu vă este confortabil să vă recunoașteți că deja cunoașteți acel răspuns. Așadar, deja știți răspunsul la orice v-ați gândit, deja știți și aveți de făcut, înaintați cu încredere și curaj pentru că sunteți în drumul potrivit. Haideți să vedem ce facem astăzi, 2 februarie, la nivel general, repede, repejor, fiecare în parte. Și începem cu berbecul. Aveți entuziasm în special în situații legate de familie. Din punct de vedere profesional ați rezolvat multe situații, dar cu familia sunt niște lucruri care pur și simplu vă dau o stare de bine, entuziasm, adrenalină, încredere. Bucurați-vă de acest moment alături de familia voastră, indiferent care este el, dar care vă provoacă sentimente așa frumoase, de sentimente frumoase cu familia. Taur. Taurii reușesc astăzi să aibă discuții destul de frumoase cu frații, surorile sau chiar cu vecinii. Puteți să vă împăcați cu vecinii, să le duceți un cozonac, să le duceți o chiftea, un chec sau ce mai vreți voi să mai faceți pe acolo, să mai gătiți. Poate că aveți relații amiabile cu vecinii, vă împăcați cu ei, poate vreți să-i anunțați că faceți o petrecere și dați muzica mai tare și le duceți un coșuleț cu niște lucruri, mă rog, cum spuneam, vinul și cozonacul. Pur și simplu vă îmbunătățiți relațiile cu frații, dar și cu vecinii. Gemeni. Gemenii au perspective frumoase pe sectorul financiar. Astăzi vin către voi șanse, oportunități și puteți să profitați de ele, puteți chiar să introduceți și o femeie pe această zonă legată de business sau de locul de muncă sau de proiecte financiare, această zonă financiară. Rac. Racii sunt emotivi, sunt sensibili și ușor, poate, să spunem așa, pierduți în problemele celorlalți. Este indicat să vă dați voie să vă eliberați, să vă eliberați sufletul de problemele altora, pentru că, oricum, i-ați ajutat cu sfaturi, cu idei, nu puteți voi să le luați durerea. Nimeni nu poate să ia durerea nimănui, nimeni nu poate să respire în locul altcuiva. Așadar, fiți buni, blânzi, ajutați, dar nu vă mai încărcați cu probleme pe care voi nu le puteți descifra. E important asta. Leu. Leii au nevoie să facă niște schimbări în relații. Pe zona relațiilor aveți așa un reflector care arată problemele și astăzi vă gândiți, ok, cum fac să rezolv aceste probleme, pentru că altfel se acumulează furie, frustrare și foarte multe blocaje. Deci încercați să vă dați seama ce aveți de schimbat, pentru că altfel apar probleme în viața personală, precum gelozie, posesivitate, furie, reproșuri. Un pic atenție. Fecioara. Fecioara vindecă și vindecă pe toate planurile. Puteți să vindecați probleme de sănătate, afecțiuni mai vechi și totodată puteți să aveți astăzi o idee inspirată divin prin care să vă vindecați relațiile cu cei apropiați. De asemenea, vă dați mai multă răbdare și nu vă mai simțiți vinovate. Balanță. Balanța este deschisă să reinventeze anumite lucruri, să fie un lider și voi vreți să reinventați toate planurile. Vă asumați rolul de lider și rezolvați foarte multe lucruri. Aveți așa lipici la oameni și la femei, dacă sunteți bărbați, adică femeile vin către voi, mai ales dacă lucrați într-un domeniu cu multe femei, iar dacă sunteți femei balanțe, probabil ca femeile să vă admire. Asta este, atrageți atenția femeilor. Scorpion. Scorpionii vor vizita ceva sau vor să meargă, fie primiți vizite, fie mergeți în vizite. Există posibilitatea aceasta de a vă întâlni cu persoane dragi pe care nu le-ați văzut de mult, să faceți schimb de informații și să primiți foarte multă inspirație și să primiți cumva motivație. Astăzi sunteți un burețel care se umple cu motivație. Absorbiți motivație de la cei din jur. Săgetător. Săgetătorii reușesc în toate planurile, aveți planuri foarte bine puse la punct, cu strategii, cu răsturnări de situație. În cazul în care apare o răsturnare de situație, să ai altă strategie. Ce să mai, astăzi sunteți pregătiți pentru absolut orice.
și motivați să vă reinventați anumite lucruri legate de viața voastră. Chiar poate să fie o schimbare destul de frumoasă. Capricorn. Capricornii au discuții interesante, reușesc să rezolve multe lucruri în relații, reușiți să priviți într-o altă perspectivă, vin foarte multe informații pe intuiție către voi. Practic sunteți între două lucruri. Ce să aleg? Cum să aleg? Ce să fac? De ce să nu fac? Cum să schimb? Ce să îmbunătățesc? De ce să îmbunătățesc? Practic sunt foarte multe lucruri care vin către voi și aveți de luat decizii. Vărsător. Vărsătorii pornesc pe un drum nou, sunt încrezători, au întâlniri în dragoste. Acestea vă cam pun capac așa, vă cam îndrăgostiți destul de mult, dar aveți întâlniri și din punct de vedere profesional care vă ajută să vă creșteți veniturile. Pești. Peștii sunt super creativi, chiar creativitatea voastră este peste măsură și vă responsabilizează, pentru că vă gândiți așa, măi, dacă tot am această creativitate, să și fac ceva cu ea, și reevaluați skillurile voastre, aptitudinile voastre și vă spuneți, hai să le folosesc într-un mod serios, să îmi asum să ies în față cu aceste aptitudini creative pe care le am și de ce nu se ajută pe ceilalți să-i inspir sau să fac bani din asta. Sunteți astăzi mai asumați, dragi peștișori. Să vă fie de folos și ziua să fie magică!